Valori etice în legendele popoarelor Asclepio, clasa A6 -a. Învățarea prin imaginație Pentru început, ce înseamnă expresia Nu e etic să procedăm așa? Sau expresia așa e etic? Înlocuiți etic cu un sinonim. Etic înseamnă legitim, acceptabil. Legitim, care este întemeiat pe lege. Provocare oferiți punctele voastre de vedere asupra necesității existenței etice. Deci etica a fost necesară încă din cele mai vechi timpuri. De aceea și în legende apar reflectate valori umane fundamentale. Respectul, cinstea, curajul și altele. Civilizația greacă are legende despre zei și eroi care ne propun modele și subiecte de reflexie. Legendele Olimpului, volumul 2, de Alexandru Mitru Am ales din acest volum legenda Asclepio. Fragment. Citim cu atenție. Vestea că fiul lui Apollo, Asclepio, tămăduia de multe boale, s-a răspândit în toată lumea. Veneau acolo mii și mii, dornici să-și caute vindecarea, și unii din ei și-o găseau, Asclepio, îi ziceau ei, tu nu ești un erou de rând, te ridici peste olimpieni. Ei trimit boli și suferințe pe care tu știi să le vindeci. S-a întâmplat, se povestește, un lucru neobișnuit. Feciorul, mergând undeva la un bolnav, văzu în drumul său un șarpe. Șarpele i se încolăci pe bățul de călătorie. Asclepiul lovi cu o piatră, Șarpele se descolăci și-și dete repede duhul, dar nu trecu niciun minut și iată se ivi șerpoica, perechea șarpelui ucis. Ducea un fir de iarbă în gură. Cu acest fir atinse limba șarpelui ce zăcea zdrobit. Acesta prinse la loc viață o băgă de seamă ce fel de iarbă adusese șerpoica să-și învie soțul. O adună plin de răbdare, o cercetă să vadă bine ce fel de însușiri avea. Făcut din ea un leac anume, scăpând pe o mulțime de oameni care erau pe pragul morții. Descifrăm textul împreună. Impresii 1. Scrieți cuvinte care să exprime ce înseamnă boala. 2. Asclepio era cunoscut pentru că tămăduia bolnavii. Asociați cuvântului tămăduia acțiunile potrivite. A. A vindeca. B. A curăța. C. A alina. D. A alunga. 3. Oamenii îl numeau erou pentru că vindeca. E prea mult spus. Care e definiția eroului? Puteți opri resursa pentru dezbatere, pentru a lua notițe pe caiet. Pentru o mai bună înțelegere a textului, apelăm la un organizator grafic, un tabel cu trei coloane. Coloana 1, textul spune, a doua, eu știu, a treia, trag concluzia. Textul spune, Asclepio tămăduia. Eu știu, a tămădui înseamnă a vindeca, Trag concluzia că Asclepio vindeca oamenii, îi păsa de ei, nu suporta să-i vadă suferind. Citat Nu ești un erou de rând, te ridici peste olimpieni. Eu știu că un erou face binele altora în ciuda circumstanțelor, a fricii, a emoțiilor. Mai știu că de rând înseamnă obișnuit. Trag concluzia. Asclepio era un erou deosebit, respectat de oameni. Textul spune, olimpienii trimit boli și suferințe pe care tu știi să le vindeci. Eu știu că nu oricine știa să vindece bolile despre care oamenii credeau că sunt trimise de zei. Trag concluzia, Asclepio era foarte înzestrat, avea har pentru vindecare. Probabil că avea pricepere și respecta reguli elementare de igienă. Citat Șarpele îi se încolăci pe băț, îl lovi cu o piatră. Eu știu că unii șerpi sunt beninoși, au mușcături letale. Trag concluzia. Asclepio a reacționat crezându-se în primejdie. A fost iute. Notați în caiete, verificați, consultați-vă unii cu alții. Continuăm lucrul pe text. Citez. Asclepio băgă de seamă ce fel de iarbă adusese șerpoica. Am încheiat citatul. Eu știu că există plante medicinale folosite în tratarea, ameliorarea unor boli și afecțiuni. Trag concluzia. Asclepio a avut spirit de observație distingând planta folosită textul spune o adună plin de răbdare o cercetă să vadă bine ce fel de însușiri avea eu știu că unele plante seamănă cu altele însă trebuie să știm că unele pot fi bune altele nu trag concluzia asclepio a avut răbdare a cercetat probabil că a experimentat a petrecut timp încercând a perseverat Citat. Făcu un leac. Eu știu că nu oricine poate să facă un leac să creeze sau să inventeze ceva. Trag concluzia că a avut spirit creator. Textul spune, scăpând pe o mulțime de oameni care erau pe pragul morții. Eu știu că există boli grave care duc la moarte, dar se poate muri și din neatenție, din nerespectarea unor reguli simple. Trag concluzia, Asclepio a salvat oamenii care, fără leacurile lui, ar fi murit. Întrebarea luminează necunoașterea. Citind fragmentul despre Asclepio, întrebarea cea mai importantă este de ce? De ce Asclepio salva oamenii de la moarte? De ce îi întorcea din moarte? Așa spun unii, că îi întorcea din moarte. De ce? Transcrieți tot ce am scris, la trag concluzia. După ce ați transcris, gândiți-vă și răspundeți la întrebarea. Care sunt valorile lui Asclepios? Valorile lui Asclepios. Perseverența, efortul, devotamentul, implicarea. Puteți continua. Concluzia? Valorile lui Asclepio sunt valorile celor cărora le pasă de oameni. Câteva idei generale plecând de la text. Valorile celor cărora le pasă de oameni sunt perseverența, curajul, efortul, dedicarea. Oamenii considerați cu har sunt atenți la natura din jur, fie că e vorba de mediul înconjurător, fie că e vorba de semenii lor bolile pot fi vindecate. Vindecarea are legătură cu natura. Plantele pot aduce ameliorare, o stare de bine. În mitologia greacă, Asclepio, cel care alină, e considerat fiul soarelui. Soarele este vindecător. Știați că Asclepios este zeul medicinei în mitologia greacă, preluat în mitologia romană cu numele Esculapius sau Esculap? Autoevaluare sau evaluare Plecând de la fragmentul din Asclepio de Alexandru Mitru, scrieți un eseu pe tema Valorile etice și viața, evidențind legătura dintre valori și viața individului și a societății. Puncte cheie valorile lui Asclepio, valorile mele ca individ, exemplificare, valorile societății, exemplificare, concluzii. Valorile declarate, dar nesusținute de fapte și atitudini, sunt doar vorbe. Mulțumesc.